Covoiere oblică. Covoierea oblică este o problemă simplă. Este o problemă simplă. Deci aici avem o bară cu lungimea de 5 metri, tronsonul lui AB 2 metri, tronsonul BO 3 metri. Asupra barei, în planul YOZ, acționează forța distribuită uniform Q în lungul axei Y. În planul XOZ acționează forța F de 4500 de N. Tensiunea de limita de curgere sau tensiunea de curgere a materialului din care este făcută bara este de 400 de MPa. Deci latura secțiunii transversale este de 50 de mm și 150 de mm. Se cere de determinat coeficientul de siguranță după limita de curgere. Deci ce e în covoiere oblică? Deci în covoiere simplă este atunci când avem un singur moment și forță tăietoare într-un plan, de exemplu planul YOZ, atunci când avem în două plane YOZ și YOZ și XOZ, atunci această solicitare se numește încărcare sau solicitare oblică, da? În covoiere oblică. Atunci când vorbim despre răsucire în jurul axei X, deci numim moment de răsucire, atunci când avem întindere sau compresiune a unui tronson, spunem efort axial sau forță axială, da? Care ia naștere din cauza solicitării axiale în lungul axei X. Bun. Deci, se descompune problema în două probleme din covoiere. Deci, în planul YOZ. Planul YOZ. Punctul A, punctul B, punctul O. Avem axa Y, axa Z. În punctul O. Deci avem un reazem care nu permite deplasarea punctului O pe verticală și un reazem care nu îi permite deplasarea punctului O pe orizontală, da? Sau în lungul axei Z. Și în punctul A avem doar reazem care nu permite deplasarea pe verticală. Pe tronsonul AB, pe segmentul AB avem o forță distribuită uniform. Q. Lungimile tronsonului AB și BO este de 2 metri și 3 metri. Deci ce înseamnă simbolul ăsta? Simbolul ăsta înseamnă rezemare care nu permite deplasarea pe verticală, însă permite rotirea în jurul punctului și deplasarea pe orizontală. Deci aici avem restricție pe verticală, YO, și pe orizontală, ZO. Iar aici avem restricții pe verticală YK. Trebuie să determinăm aceste reacțiuni. Reacțiunile se determină foarte simplu. Deci avem prima ecuație. Suma proiecțiilor forțelor pe axa X egală cu 0. A doua ecuație. Suma proiecțiilor forțelor, în cazul nostru este Z, proiecțiilor forțelor pe axa verticală sau Y este egală cu 0. A treia ecuație, sumă de momente față de punctul A egală cu 0.
Și a patra ecuație, ecuație de verificare, sumă de momente față de punctul, de exemplu, B, egală cu 0. Deci trei ecuații ca să determine cele trei necunoscute și o ecuație pentru a verifica calculele. Deci aici alegem sensul pozitiv, să spunem, spre stânga și avem Z2 pozitiv, mai multe forțe pe orizontală sau în lungul axei Z nu avem. Deci Z2 este egal cu 0, nu există. Nu există. Suma proiecțiilor forțelor pe axa Y. Deci avem YO, să spunem, sens pozitiv în sus. Avem YO cu minus. Minus YA și plus Q ori 2 metri egal cu 0. De unde YO plus YA este egal cu Q ori 2 metri. Sau Q este egal din condiția problemei 1500. 1500 la 2, deci o să fie 3000 de newton, da? Trei ecuații față de punctul A. Sumă de momente. Deci YO, sensul pozitiv îl iau sensul orar, YO ori 5 metri, minus Q ori lungimea ori brațul egal cu 0, de unde YO o să fie egal cu, deci 3000, 3000 la 5, 600, 600 de newton. Introducem în 2 și îl determinăm pe YK. Deci YK o să fie egal cu 3000 de newton minus 600, 2400 de newton. Aici avem ecuația de verificare, ecuația pat față de punctul B și avem sensul pozitiv, îl iau sensul trigonometric și o să am minus YO ori 3 metri. Plus minus Q ori 2 metri ori 1 metru, doar și față de punctul B. Celor va roti la fel în sensul orar. Și YK va roti în sens trigonometric. Deci plus YK ori 2 metri. Trebuie să fie egal cu 0. Și vedem. Deci YO este 600, deci minus 600 ori 3, minus 1800 de newton ori metru. Q este 1500, 1500 la 2, 3000, deci minus 3000 de newton ori metru. Și plus YK, care este 2400 ori 2, deci 4800 de newton ori metru. Putem observa că este egal cu 0. Deci calculul s-a făcut corect. Următorul pas este trasarea diagramelor de momentul lui din coere și a forței tăietoare. Și am să-l trasez aici. Deci avem schema de încărcare, punctul A, B, O, axa Y,
Axa Z. Lungimea B 2 metri, BO 3 metri. Forță distribuită uniformă 1500 de newton pe metru. Așa, YK a fost ales corect, deci YK la noi este 2400. Și YO este la fel orientat în jos, 600. Și aici voi desena diagramele forței tăietoare TY. Și momentului din covoiere X. Newtonul metru. Minus plus, plus minus. Regula semnelor. Deci este asta. Arăt fibra inferioară. Deci regula semnelor. Fibra inferioară și descompun într-o secțiune, secționez Z1, Z2. Deci atunci când Z1 ia valori de la 0 la 2 metri, primesc. Deci forța tăietoare T egală cu. Deci regula semnelor va fi orientare în sus pozitiv, deci avem minus 2400 newton. Deoarece forța este orientată în jos și forța distribuită uniform este orientată în sus plus 1500 de newton pe metru. Ori Z1. Când Z1 este egal cu 0, forța tăietoare este egală cu minus 2400 de newton, deci avem un salt. Când Z1 este egal cu 2 metri, forța tăietoare este egală cu 600 de newton. Deci putem să observăm va trece prin punctul 0. Și asta, deci trebuie să aflăm când T este egal cu 0, atunci avem minus 2400 de newton plus 1500 de newton pe metru mulțit cu Z1. De unde Z1 o să fie egal cu 2400 de newton împărțit la 1500 de newton pe metru. Newton pe newton se simplifică, asta se ridică sus și avem 24 pe 15, care este egal cu 1,6. 1,6 metri, da? Deci avem nevoie de această valoare, pentru că la valoarea dată, pe diagrama momentelor, vom avea maximum. Momentul. Momentul din covoiere X. Fie egal, sensul este sensul orar. Deci avem forța 2400 care tinde să rotească în sensul trigonometric, minus 2400 de newton ori Z1, brațul, și
și forța distribuită uniform, T, care este de 1500, tinde să frătească în sensul orar, deci cu plus 1500 de newton pe metru, ori Z1. Ori Z1, deci lungimea pe care este distribuită, ori brațul. Z1 pe 2. Atunci când Z1 este egal cu 0, momentul X este egal cu 0. Atunci când Z1 este egal cu 2 metri, atunci MX va fi egal cu, deci 2400 ori 2, D minus 4800 de newton ori metru, minus 2 la pătrat este 4, 4 pe 2, 2, plus 3000 de newton ori metru. Și va fi egal cu 1800. 1800. Deci asta în final, da? Când Z1 este egal cu 2 metri. Însă noi știm că pe diagrama forțelor tăietare vom avea intersecții cu 0. Și asta înseamnă că vom avea un maxim. Deci maximum MX max va fi egal cu minus 2400 N ori când Z1 este egal cu 1,6 metri. Ori 1,6 metri plus 1500 de newton pe metru ori 1,6 la pătrat pe 2. Și asta va fi egal cu 10 cu minus. Deci primim minus 2400 ori 1,6 și plus 1500 ori 1,6 la pătrat. Deci minus 1920 de newton ori metru. Deci asta este maximul. Cu tronsonul Z1 ne-am clarificat valorile, le-am determinat. Acum pentru Z2. Când Z2 aparține de la 0 la 3 metri, avem T, deci după regula semnelor, pozitiv este în jos, și T va fi egal cu 600 de newton. Momentul Px va fi egal, deci semnul este rotire în sens trigonometric, forța 600 newton tinde să rotească în sensul orar, brațul este Z2, deci avem 600 de newton ori Z2. Când Z2 este egal cu 0, momentul este egal cu 0. Când Z2 este egal cu 3, momentul este egal cu 3 minus, pentru că el rotește în sensul orar, sens pozitiv și sensul trigonometric. Minus 1800 de newton ori metru. Putem desena diagramele. Deci diagrama forței tăietoare. Deci în punctul A avem un salt produs de forța 2400 de newton cu minus care era în punctul B, care crește până la valoare de 600. Unim aceste două puncte. Deoarece forța este distribuită uniform, T este egal cu 0 în punctul ăsta, da? T este egal cu 0.
la distanță de 1,6 metri. Deci undeva pe aici o să avem maxim de 1920 Nm. Și rămâne constant pe tronsonul BO. Ajungem în punctul O și avem salt 600 Nm. Ajungem în 0. Deci am pornit din 0, am ajuns în 0. Momentul MX din coere. Deci după calcule avem 0 aici. În punctul B 1800. 1800 cu minus. Și la 1,6 metri 1920 cu minus. Iar pe sectorul Z2 avem 0 și ajungem tot până la 1800. Deci asta este diagrama momentului din covoiere în jurul axei X în planul YZ, da? Același lucru facem pentru problema 2 din covoiere sau pentru solicitarea în planul XOZ în covoiere a barii. Deci avem bara. Punctul A, B, O, așa, axa Z, axa X, forța F este orientată în lungul axei X, care este egal cu 4500 de newton. Avem restricții în lungul axei X în punctul O și în lungul axei Z în punctul O. Deci aceste două, da? Rezime. În punctul A avem restricție în lungul axei Y, da? Deci care dă naștere la două forțe de reacțiune care vor fi orientate în jos. Deci forța F se află între aceste două reacțiuni, între aceste două rezime, da? Și aici vom avea XA, XO și aici ZO. ZO este egal cu 0. Nu avem nicio forță în lungul axei Z care se acționează. Bun. Și lungimile barii 2 metri, 3 metri. De asta dată am să rezolv problema reacțiunile direct. Deci avem 4500 ori 3 metri împărțit la 5 metri și îl aflăm pe XA. Iar XO va fi egal cu 4500 ori 2 metri împărțit la 5 metri, da? Împărțit la 5 metri. Deci 4500 ori 2 fac 9000 de newtoni ori metru. 9000 împărțit la 5 dă 1800. Iar XA este 4500 ori 3. 4500 ori 3 dă 13500 împărțit la 5
Exact, va fi 2700. Verificăm 2700 plus 1800. De 4500. Foarte bine. Bun. Deci, cele trei ecuații de echilibru au fost calculate direct, da? Au fost calculate direct. Am aflat reacțiunile. Deci Z2 nu există, XO este 1800, XA 2700 de Newton. Și trasăm diagramele de momente și forțe tăietoare. Forța tăietoare X și momentul Y. Minus plus, minus plus. Deci regula semnelor rămâne aceeași, ca și aici. Secționez odată așa și primesc Z1 și odată așa și primesc Z2. Deci pornesc din 0. Am salt la 2700, deci salt la 2700 în jos. 2700. Pe sectorul AB nu am nicio forță distribuită, uniform sau neuniform, deci rămâne constantă. Ajung în punctul B cu 2700 de newton. Mă ridic pe valoarea forței 4500 până la valoarea de 1800 plus. Pe sectorul BO nu am nicio forță distribuită, deci rămâne constantă. Ajung în punctul O. În punctul O cobor cu 1800 și ajung în 0. Calculele reacțiunilor au fost făcute corect, da? Deci am pornit din 0, am ajuns în 0. Pentru momente. Deci pornesc din 0. Am 2700 ori Z1 și aici o să am 2700 ori 2, deci 5400 care rotește în sensul trigonometrie, sens pozitiv, sens orar. Deci va fi cu minus. Minus 5400. Aspectul este un triunghi. Minus. Pentru Z2 am forța 1800, care rotește în sensul orar, sens pozitiv, este sens trigonometric. 1800 la 3. Deci de 5400. Cu minus, da? Deci nu am niciun moment concentrat și pe diagrama momentelor din covoiere, la fel, nu am niciun salt. Da? Am forțe concentrate și pe diagrama forței tăietoare, deci am salturi. Da? Deci astea sunt cele două diagrame care trebuie desenate. Da? Deci în planul Y OZ și în planul deci în planul X XOZ și YOZ. Suprapunem aceste două diagrame. Și avem punctul A B O. Deci ambele diagrame sunt deasupra linii. Aici am momentul din covoiere. Momentul din covoiere. În planul Y. X. Z. Da? În planul Y, O, Z. Am diagrama, deci aceasta, da? Momentul din covoiere, X.
Și maxim undeva pe aici. La 1,6 metri. Și aici am forțele distribuite uniform. Aici undeva am forța de 600 de newton, iar aici am forța de 2400 de newton, aici am reacțiunea de 1800 de newton și aici am reacțiunea de 2700 de newton. Deci aceasta este schema de încărcare. Acum copiem diagramele. 0 ajunge până în maxim minus 1920. Coborâm până la 1800. Și aici ajungem la 0. Pentru momentul din covoiere Y, care la fel este deasupra linii, da? Vom avea în felul următor. Deci, no, 5400. 5400 cu minus. Aici va cădea. Și acesta este diagramul momentului din covoiere, deoarece avem două momente, în planul YOZ și în planul XOZ, deci avem în covoiere oblic. Și trebuie să calculăm tensiunea maximă. Cum facem acest lucru? Deci din condiția problemei, Deci la noi se cere D, determina coeficientul de siguranță după limita de curgere de 400 de megapascali. Avem secțiunea transversală, un dreptunghi, latura 50 de milimetri și 150 de milimetri. 150 de milimetri. Deci, după schema de încărcare, la noi, fibra inferioară. Deci axa este Y, axa este X, fibra inferioară pentru momentul MY este aceasta și fibra inferioară pentru momentul MX este asta, da? Deci, cum ne dăm seama? Foarte simplu. Deci avem fibra inferioară și cum ea este orientată pe figură, da? Și ce se întâmplă cu fibra inferioară? Fibra inferioară atât în planul YOZ cât și în planul XOZ, deci se comprimă, da? Deci vom avea tensiuni la compresiune. Da?
Deci tensiune maximă și tensiune minimă. Ele sunt egale, însă în modul, da? Y. Cum se determină aceste două tensiuni? Deci este momentul de încoere Y pe modulul de rezistență. Y, da? Momentul de încoere îl luăm din diagramă. Maximul este de minus 1920 și 1800. Deci deoarece avem de fapt două secțiuni periculoase, secțiunea B și posibil secțiunea la 1,6 metri, atunci este necesar să calculăm pentru ambele, da? Și la fel vom avea și tensiunea minimă X, da? Și tensiunea maximă X. Deci aici vom avea 0 plus minus. Deci tensiunea X minimă în modul este egal cu tensiunea X maximă și este momentul X pe W sau modul de rezistență X, da? Însă noi putem să observăm că aici avem tensiune de întindere, aici vom avea tensiune de compresiune, da? Din cauza momentului MY. Și la fel, deci pe linia de dată vom avea tensiune de întindere și tensiune de compresiune. Iar tensiunile maxime de întindere vor fi în punctul 1, da? Punctul 2, 3 și 4. Iar tensiunile minime vor fi în punctul 3. Punctul 3. De ce? Pentru că avem pe diagrame. Da? Maxim este în punctul, este pe latura 1, 4. Și maximum este pe latura 1, 2. Deci în punctul 1 vom avea tensiune de întindere maximă. La fel și punctul 3. Tensiunile de compresiune. Pentru a determina tensiunea în 1, avem nevoie de momentul față de axa X pe momentul de inerție față de axa X ori Y maxim, da? Și aici plus-minus. Și la fel avem nevoie de momentul MY pe momentul de inerție Y ori X maxim. Deoarece în cadranul 1 avem tensiuni de întindere atât produse de momentul Y cât și de momentul X. Deci aici vom alege cu plus momentele, da? Iar Y maxim este această distanță. Iar X maxim este această distanță. Deci Y maxim 25 de milimetri și X maxim 75 de milimetri. Deci jumătate, da?
Bun, pentru a determina tensiunea 1, avem nevoie, deci, plus momentul Px este egal cu momentul Px este egal cu (1800) din newton ori 10 la 3 și primim newton ori milimetru. Deci vom primi 1.800.000. Și momentul de inerție. Momentul de inerție este baza ori înălțime la 3. Față de axa X, bază. Baza este 150 ori înălțime este 50 la 3 împărțit la 12, trec direct aici sus, ori Y maxim. Y maxim este 25. Plus momentul maxim, care îl știm de pe diagramă. Și se ia modul. Deci oricum este pozitiv. De-aia așa am pus aici pozitiv. Se ia modul. 5400 din newton ori metru. Mulțim cu 10 la 3, primim newton ori milimetru. Din părțit la 50 baza ori 150 de milimetri înălțime față de axa Y, da? Deci rotirea se primește în jurul axei Y la 3 ori 12 ori 12, deoarece este baza ori înălțime la 3 pe 12 ori Y maxim. Y maxim, X maxim. X maxim este 75 mm. Ori 75, da? Și tensiunea 1. Și va fi egal. Dacă faceți calculul, o să primiți 57,6 megapascal. Tensiunea în 3, sau tensiunea minimă, va fi egal cu minus 1800 de newton ori 10 la 3 milimetru ori 12 pe 150 de milimetru ori 50 la 3 pe milimetru cub ori 25 минус 5400 ньютон ори 10 ла 3 миллиметр ори 12 50 ори 150 ла 3 миллиметри ла 4 ori 75. Și vom avea minus 57,6 megapascal. Axa neutră. Axa neutră. Se calculează la fel. Însă de sigma trebuie să o egalăm cu 0, deci sigma este egal cu 0 și este egal cu mx
show copy. Ori x, da? Atât că ce y max, x max. La fel și la noi. Însă pe noi ne interesează. Deci pe unde trece axa neutră. Pe unde trece axa neutră. Pentru asta y va fi egal cu. Cât va fi egal y? Cu minus my ori x ori momentul de inerție x pe y ori momentul pe x și va fi egal. Introducem datele. Deci 5400 ori 12 ori x ori 150 ori 50 la 3 pe 1800 momentul x ori 150 la 3 ori 50 ori 12. Deci aici rămâne 2, aici rămâne 2, 12, 12 simplifică și vom avea 0,3x în perioadă. Deci este egal cu, cu minus 1 pe 3x. Deci axa neutră, y va fi egal cu minus 1 pe 3x. Deci axa neutră va trece în felul următor. Avem 3 unități. Avem, să spunem, o unitate pe x. Și de 3 ori mai puțin pe y. Deci undeva așa va trece. Și prin centru de greutate a secțiunii transversale. Deci axa neutră. Axa neutră. Și vom avea în felul următor, deci. Deci axa neutră va trece prin centru de greutate. Maximele vor fi în punctul 1 și în punctul 3. În punctul 1 vom avea tensiuni de întindere maxime de 57,6 MPa. Și în punctul 3, tensiuni minime, la fel, de 57,6 MPa. Deci axa neutră. Pe axa neutră, toate tensiunile sunt egale cu 0. Deci în punctul 1 vom avea tensiuni de întindere maxime, în punctul 3, tensiuni de compresiune, da? Minime. În condiția problemei se cere de calculat coeficientul de siguranță după limita de curgere. Deci tensiunea maximă se alege în felul următor. Deci, să alegem maximum din tensiunea 1, tensiunea 3 calculată, da? În modul. Deoarece merge vorba despre un material tenace.
Și atunci avem că maximul este egal cu tensiunea maximă, este egal cu 57,6 megapascali. Deci există probabilitatea ca în problemă să aveți mai multe maxime, de exemplu cum aici, da? Și atunci trebuie să calculați momentul maxim. Însă se vede că momentul maxim este în punctul B, da? Deci pentru că avem maximul M Y și maximul MX, da? MX. Deci aici 1400, aici 5400, dacă calculăm 2700 ori 1,6, deci o să dea cu mult mai mult în minus decât 120 de Nm. Atunci maximul, secțiunea periculoasă este secțiunea B și tensiunea maximă este de 57,6 megapascali la întindere și de 57,6 megapascali la compresiune, da? Și maximul se află în punctele 1 și 3, da? Tensiunea de la curgere va fi egală cu tensiunea asta o limită la curgere pe tensiunea maximă și va fi egală cu, din condiția problemei, limita la curgere este de 400 megapascali. Tensiunea maximă este de 57,6 megapascali. Megapascali cu megapascali se simplifică, primim 6,9 și 4 în perioadă. Deci, coeficientul de siguranță este mult peste limita de curgere. Și asta este, de fapt, rezolvarea la toată problema, da? Deci, ce se cere? Se cere să studiați foarte bine condițiile problemei, ce se cere în problemă, să determinați în ce plane sau în jurul cărei axe sau în jurul în lungul cărei axe are loc au loc solicitările. În cazul dat este o problemă din covoiere oblică, da? Solicitare în covoiere oblică. Ce trebuie să faceți? Să faceți calculul la încovoiere simplă pentru ambele plane, da? Pentru ambele plane să faceți diagrama sau să trasați diagrama momentului din covoiere finală, să determinați secțiunea periculoasă. În cazul nostru, secțiunea periculoasă este punctul B, deci este în B, da? Pentru el determinați axa neutră, tensiunile maxime, unde sunt ele. Deci, conform tensiunilor maxime, determinați care este cea mai mare tensiune. În cazul în care aveți două secțiuni periculoase, atunci va fi nevoie să faceți calculul pentru ambele secțiuni. Și în final, determinați coeficientul de siguranță, ca raportul dintre limita de curgere și tensiunea maximă. Da? Tensiunea maximă care este în punctul 1 și 3, ca fiind egală în modul cu 57,6 megapascali. Da? Și asta este tot. Și asta este rezolvarea. Nimic complicat.